Bună, dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un nou haul de fashion de la Rose Girl de data aceasta. Am dat o comandă de câteva accesorii pentru păr și câteva haine. Nici de data asta nu am avut atât de mult noroc ca datile trecute. Dar, în fine, haideți să vă arăt despre ce-i vorba. Am găsit o rochiță, după cum ați văzut, îmi iau multe rochii pentru că ți-e o chestie și ești gata îmbrăcată cu ea. Mi-am ales rochița asta, dar îmi este mare. Asta este M și mi-e un pic largă, dar e foarte, foarte elegantă. Bine, și puțin încărcată, are așa paiete. Aici, la mijloc, mi-e foarte largă și jos e în stil retro, cu franjuri. N-am avut nicio rochiță din aceasta cu franjuri, iarăși nu o să îmbrac pentru că mi-e largă și nu-mi stă bine în ea, nu știu, sau am să o dau mamei mele, dacă să-i placă, sau am să o strâmtez, nu știu, una din două, dar oricum franjurile astea sunt foarte drăguți și rochia e foarte bine croită, adică n-am nicio problemă cu ea, dar eu mi-am ales-o prea mare din greșeală sau neatenție și îmi place cum vine așa pe umeri, chiar îți face spatele drept, chiar dacă e plină cu paiete, e decorată cu bun gust, după părerea mea. Așa arată la mijloc. Și așa arată până jos. Așa. E super elegantă, dar nu știu, am să o duc la croitorie să văd dacă pot să o strâmtez. Următoarea rochiță nu-mi place, dantela. Forma e ok, e drăguță, dar dantela, sincer, nu-mi place. Vine așa pe umăr. E o dantelă elastică, nu știu cum să vă zic. Poate observați de aici, nu e cea mai fină. Iar rochița e destul de interesantă pentru că e strâmtă sub bust, fustița se termină cam peste genunchi și la spate are o mini trenă. Nu are cea mai bună ținută materialul ăsta, adică nu e destul de tare pentru modelul ăsta de rochie. Cred că ar merge niște tul sub această rochie și astfel cred că ar sta mult mai bine fusta și volanele, cred că arată mult mai ok. Și am primit la ea și o banderolă din asta de satin pentru mijloc, să-mi fac o fundă la spate. Dar, tot așa, nu știu, parcă am găsit altă dată rochii mult, mult mai ok. Apoi, eu am vrut să-mi iau o geacă superbă, bleu ciel, a fost chiar foarte, foarte frumoasă, așa, pufoasă și lungă, pentru că n-am nimic de genul ăla și cum am văzut-o, nu mai țin minte cât a fost, vreo 60 de dolari și n-am mai fost pe stoc. Când am pus eu comanda, a fost, după aceea n-am mai fost, am primit mail și mi s-a zis că nu mai au. Ei, și atunci mi-am ales alte două chestii, am găsit o geacă care voiam să fie pentru Andrei, pentru că am comandat mărimea L. Da, scrie L, dar este pentru S, pentru că o voi da fratelui meu, este atât de mică, încât doar pe el îl cuprinde. Poate că e și un pic mărimea M, dar sincer nu cred, pentru că este mică. Dar vreau să vă zic că îmi place foarte mult croiala la această geacă de bărbați, căptușoala e foarte, foarte bună și interiorul, cum e cusut, cu detalii, cu culori, chiar super bun. Chiar foarte mulțumită sunt de croială. Și în spate, materialul e acela gen tip piersică, dacă cunoașteți. Asta este o mini imitație din aceea de piele, care se regăsește și pe pantofi, e același material. Cu capse, cu fermoar, e foarte faină geaca, dar am să o dau fratelui meu, așa are și detaliul la buzunar și asta a fost super, n-a costat mult. Nu este foarte groasă, este un pic pufoasă, dar e prea mică. Ultima rochiță, mă rog, nu-i rochiță, este un paltonaș care nici ăsta n-arată cam poze. De-aia nici nu m-am mai îmbrăcat cu el. Îmi vine chiar fix, dar fix, fix. Cred că este mai potrivit pentru când mergi la un eveniment cu o rochie sub acest paltonaș și ar trebui să mut acești nasturi pentru că mă strânge un pic. Cred că ar trebui să fie mai încoace un pic nasturi și atunci ar fi mult mai ok. Și de ce vă zic că nu e ca în poză? Pentru că așa materialul e ok, e subțirel, dar trebuia să vină, vedeți, ca niște volănașe. Ia uitați.
Și cred că și la asta lipsește un pic de tul. Sau o întăritură măcar. Pentru că nu are ținută așa mai puffy. Este prea, prea light așa, prea dreaptă. De aia zic. Dar o să văd, o să încerc. Apoi, celelalte chestii îmi plac, deși s-a întâmplat un accident. Nu știu ce am de se întâmplate chestii. Mi-am luat o altă coroniță pentru poze, care mi-a plăcut foarte mult. Foarte, foarte mult. Dar a venit ruptă. Ei, nu am mai făcut nimic în această privință, pentru că, serios, s-o trimit înapoi în China și nu știu ce, nu m-am complicat cu așa ceva. E foarte faină asta. Bine, e de mireasă, dar mie mi-a plăcut să o iau pentru poze. Și aici, unde vedeți voi chestiile astea, dacă eu nu v-aș zice, poate nici n-ați observat, dar trebuiau să vină niște capete de lebede. Deci, astea două trebuiau să fie lebede. Și am să mă chinui cumva să o lipesc, nu știu, am să-mi cumpăr un poxipol sau ceva, habar nu am. Dacă aveți idei, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Sincer, mă strânge un pic la cap dacă o forțez aici, mai în față. Așa chiar te strânge. Dar dacă o pun aici în creștetul capului, unde ar trebui să vină, de fapt, la mirese cocul, gen așa ceva, atunci e foarte, foarte comodă. Nu mă strânge, nu mă deranjează, e foarte ok, dar ar fi super dacă ar putea să mai, nu știu, să mai lucreze. Uite, am pierdut un cu pietricică la mine în păr. Dacă ar face ceva în privința transportului ca să nu se mai rupă. Bine, nu cred că au fost ei de vină pentru că a venit direct în bubble wrap, dar asta e, drumul lung. Și încă două chestii pe care le-am cumpărat, astea au venit întregi, sunt super mulțumită de ele. Știți că mie îmi plac perluțele super mult. Asta e tot așa ceva mai artistic, pentru poze, pentru modele, când îmi cresc portofoliu. Și e ceva mai chinezesc, mai asiatic, pentru că ei au astfel de decoruri pentru nunți. Și cam așa se poartă chestia asta aici. Astfel, bine, altfel aranjat părul, desigur. Și are și cercei. Și au o închizătoare foarte interesantă. N-am mai văzut astfel de închizătoare. Vă și arăt. E chiar ciudată un pic. Oricum, ăștia sunt cercei. Sunt superbi. Chiar foarte, foarte frumoși. Și asta e închizătoarea. Ia uitați. Zici că e un șurub. Și trebuie să desfaci de aici, de șurubul ăsta. Stați să vă arăt. Și astfel e închizătoarea. De fapt, tu presezi prin acest șurub să fie fixat pe urechea ta. Da? Ceva de genul ăsta vine. Oricum, sunt foarte lungi și clar sunt pentru poze, dar arată foarte fain și la un trash the dress. La o sesiune trash the dress chiar arăta super. Uite, m-a și strâns un pic. Dar mie mi-a plăcut foarte mult chestia asta, cordeluța asta. Mă mai uit încă pe poze să văd exact cum să o așez, să arate cât mai ok și în poze și pe lângă poze. Cealaltă este tot un decor pentru păr, tot pentru mirese și asta are cercei. Ia uitați. E superbă. Asta se poate purta sau astfel pe frunte, pentru că se poartă acum la mirese să își pună acest decor așa pe frunte și cu niște bucle retro la păr sau astfel ca o cordeluță sau doar pe jumătate de cap așa și cu un coc. Sunt mai multe variante. Are și... Upsi, s-a agățat în părul meu. Are aici niște locuri în care poți să-ți pui o banderolă de saten ca să o poți lega sau doar ca să o prinzi cu agrafe, să fie fixată. Dar, sincer, lucrătura e superbă. Deci, niște detalii foarte, foarte fine. Și aceasta are cercei cu același mecanism de închidere. Dar ăștia sunt mai scurtuți un pic.
Și astea sunt foarte fain. Și toate chestiile astea pentru accesorii de nuntă, de mireasă, n-au costat mult. Deci, dacă aveți o sesiune de after wedding, un trash the dress sau chiar pentru o nuntă, să dați un ochi acolo pe site, pentru că au foarte, foarte multe accesorii din acestea de păr și știu că sunt foarte scumpe în țară. Le găsiți mult mai ieftin, într-adevăr, în străinătate, dar totul e să vă placă vouă și să îndeplinească dorințele voastre. Asta a fost haul-ul de azi de la Rose Gel. Vă las linkul în descriere la toate produsele pe care le-am comandat și câteva coduri de reducere în caz că vreți să faceți mici cumpărături. Până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!